Mamă, te-ai cumpărat costumul de generică? Din nou. Din nou? Iartă-mă, nu înțeleg, adică ce se întâmplă, ce vrei să ne anunți? La fiecare apariție scrie e un generică nou. Da, la fiecare apariție scrie, băi, ca nene, să nu se plictisească soția de mine. Am înțeles, să ții microfonul mai aproape, unde vrei să stăm acolo, la masă, aici la bar, la canapea, unde? Cum simți? Copii, unde vrei să stăm? Gata, mă, copii, o trăscă, da, place. Exact. Stai un pic, am flori, să știți că i-am dat și Ginei Bradea, pentru frumos. Că este mărțișorul și avem zambile și... Preferatele mele. Zambilele sunt preferate? Da, da, cam da. Și frezii de zambile. Ce frumos! Mergem pe zambile. Roz sau albastru? Oricare, întreabă pe Irinuca. Lasă, că... uite, mă uit la tine. Irinuca, de fapt, ce vrei, roz sau albastru? Roz, perfect, atunci albastru pentru tine. Mulțumesc. Perfect. Și se potrivește, dacă da. Te uiți bine, și cu unghiile. Mulțumesc, da, exact. Perfect, am văzut mărțișorul. Să știți, wow, că i-am dat frumos. Și Ginei Bradea, chiar dacă n-am făcut acest lucru în direct, i-am dat înainte să plece de la noi din platou. Frumoasa familie alături de noi, ce face? Cum merge foarte treaba? Bine. Suntem bine, dar... Na. Bine, dar toată lumea, binele ăsta în ziua de astăzi relativ. Este relativ, exact. Mulțumesc. Încercăm să fim optimiști. Pentru că sunt zone din România unde băieții primesc mărțișoare. De 1 martie era da. Să primească băieții mărțișoare. Da, la noi de așa se primesc. Primea mama, fetele de fapt. Da, eu aștept de 1 martie, da. Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul Rajax. Poate microfonul să-l țineți așa să vorbim. Sigur, 2-10. Sigur, 2-10. 2-10, e perfect. Încercați să-l țineți și nu-l țineți de antenă ca să fie și semnal. E, perfect. Haide că îl învățăm până la urmă. O să-l învățăm Doamne. Pe prietenul nostru. De parcă nu cu microfonul aș lucra, așa-i? Păi de asta zic, perfect. Bă, uite-te la tine cum arăți, adică mi se pare impecabil. Spune-mi, se întâmplă ceva, nu înțeleg. Iartă-mă, nu pot să-mi iau ochii, adică ai mai venit la noi la emisiune. Ce se întâmplă, iubire? Iubire, ce se întâmplă? Iubire, merge treaba spre bine sau spre rău? Dacă merge spre bine, nu mai discutăm. Dacă merge spre rău, dezbatem subiectul. Dacă merge spre bine, o lăsăm așa. Merge bine? Adică uite-te aici, impecabil. Eu zic că da. Tu, e vreun târg de nunți, ceva? E vreun târg de ginere, de mireasă? Am eu un prieten foarte bun care mă ajută cu vestimentația. Nu, că arăți de asta țiplă, adică de asta spuneam. Da, dar m-am unit cu tine și în bluș când ai venit aici. N-ai venit mereu la costum. Suntem buni de naș. Sâmbătă vom boteza o fetiță și poate că de asta ne intrăm în rol. Sâmbătă vom boteza. Foarte frumos, dar nici de tine nu mi-e, cum să spun... Deci știi cum e apariția asta? Trebuie să zici ceva și de mine după ce zici, nu? Superb, adică... Cătălin, noroc că noi am roca cu care trebuia să vin astăzi. Am pus-o în casă, în husă, tot. Ce-ai uitat-o? Și-am uitat-o acasă. Noroc cu rochița asta, că era mașină. Deci stai un pic, deci tu ai uitat rochia acasă? Exact. Acasă la Dej. Și rochița asta o aveam în mașină de la evenimentul de săptămâna trecută. Atâta noroc că săracul a uitat rochița la mine în mașină. Tot timpul mă ajută soarta. Vezi, dacă am uitat să aduc o rochiță, deci, da, vin cu altă rochiță. Ei, dar noroc exact. Că o pe asta prin portbagaj. Exact. Da, era rochia ei în portbagaj. Păi... Asta cred că e a ei. Bun, aveți niște copii superbi, cum spuneam ceva mai devreme. Salut, Edi! Mulțumim! Și ne cunoaștem și de data trecută, când am venit ultima dată în platou celor de la Vorbește Lumea. Mamă, deci Edi și Irinuca, Speedy Gonzales, tati. Păi adică... și-au găsit jucării, și-au găsit fructe. Lasă, foarte bine. Ocupați. Sunteți foarte frumoși. Irinuca, ești foarte frumoasă, câți ani ai? Câți ani ai? Doi? Nu, degetul ăla, n-a arătat degetul ăla. Câți ani ai? Doi. Doi ani și 10 luni. Poate a vrut să zică 2 ani și un pic și jumătate. Da. Împlinim 3, da, Iri? Facem o zi, o onomastică frumoasă? Da? Super. Da. Bă, știi ce vreau să le spun oamenilor? Că lumea te știe acum pe tine, Georgiana Lobonț, ai succes, ai evenimente. Da, dar voi la un moment dat ați riscat totul ca să aveți succes și să vedeți dacă funcționează sau nu. De fapt, de acolo a început totul. Cum a fost acolo povestea? Printr-un mare risc. Adică mare risc. Acum nu pot să zic că am riscat ca și acum să cumpăr monede virtuale și risc cu ele, știi? Da. Deci era oarecum susținut riscul, era justificat. Adică? Adică calitățile ei deja existau, reacția oamenilor se vedea, deci era prezentă la evenimente și așa mai departe. Și datorită acestui fapt am luat decizia, am luat-o pas cu pas. Și atunci am decis 100% să mă opresc eu din jobul meu, ea din jobul ei. Și atunci să ne creăm noi un job al nostru împreună, să fim amândoi la job. S-au speriat rău de noi. Păi eu mi-am deschis de anul 4 cabinet de stomatologie în Dej, în ideea în care până termin facultatea să fac un pic de clientelă. Da, și la drept. Deci stai un pic, deci tu erai la facultatea de stomatologie, exact. Facultate grea, nu e facultatea exact. Ușoară. Exact, acum 2-3 grame pentru mine, nu pot să zic că fac foarte grea, să fac o glumă,
Da. Și aveai un cabinet de stomatologie. Păi da, eu, adică noi când ne-am cunoscut, eu eram stomatolog, ea era, mă rog, jurist, avocat, ce urmea să facă după absolvirea facultății de drept. Deci tu erai doctorul ei stomatolog. Exact. Acum că și-a pus fațete... Serios. Și că am făcut în zona frontală. Mm-hmm. Acum te uiți să vezi dacă e bine. Păi nu mai ies, că acum au dispărut. Deja acum s-a stupat totul. Da. Bun. Și tu, fiind doctor stomatolog, tu erai la... Eu eram la drept. Dar eu cocheteam oricum cu muzica de când aveam 4 ani, de atunci părinții mei m-au susținut, m-au dus la concursul de muzică populară. Copii, haideți aici, aproape de noi. Hai să vă auziți și voi. Sper să nu facă ceva cu ecran. Nu, nicio problemă. Avem aici imediat echipa noastră de voluntari. Uite, Greta, Ciucă, imediat pozașul. Așa. Bonele nostru. Hei, așa. Fii atent, vreți să face ședință foto, pozaș? Ia vino, Costin, fă-le niște poze la copii aici. Intră în platou, perfect, haide. Îl avem pe Costin Dragomir, chiar așa îl găsiți fotograf pe... Irina, uite să zâmbești. Uite, perfect, Costin face poze. Hai, tu, Costin, haide, mâine, poi mâine o să te văd pe tine, tată, încearcă cu copii. Așa, mama. Ia copii și fă poze cu ei, hai să te vedem. Costin, așa, și Dragomir, să, colegul să revin nostru. La discuție. Eu mergeam la evenimente deja, de pe la 15 ani, dar mergeam pe programe, adică cântam câte o oră. Mergeam cu negative, cu taică, mi-o venea după mine. Părinții mei au fost foarte implicați în cariera mea și mi-au sprijinit foarte mult. Rareș, Și pot să fac o paranteză, și am cochetat înainte, am fost DJ. Eram copilul preotului din oraș care punea muzică la oameni. Tatăl tău preot? Exact, da. Tata fiind preot și eu am fost DJ la un restaurant, la anunț, la evenimente, adică mie mi-a plăcut chestia asta. Deci mie mi-a plăcut Serios? Chestia asta da. Maxim. De la biserică, de la biserică la clienții. Deci stai că tu preot. Exact. Părintele e în continuare, nu? Tata e preot, da, maică mea. Să rămână părinte. Bunu Vasi, cine îl salută pe Bunu Vasi? Ne face așa, ne dea bine cuvântare. Să ne ajute așa. Pe toți. Să rămână, da, mulțumim mult de tot, părinte. Și deci tata preot, tu la stomatologie, dar puneai muzică în weekend. Puneam muzică și la un moment dat am vrut să mă lansez. Să mă duc pe compromis să pun muzică și am vrut să-mi cumpăr boxe. Și nu am vrut să mă lasă să-mi cumpăr boxe, că trebuie să fac școală. Adică făceam mai mult decât el salariul lui într-un weekend, da. Știi? Depinde, și atunci, acum și de câte mormântări erau sau câte parastase, bine, câte acum, cum era atunci, în 2007-2006, da. Cum erau atunci prețurile, țin minte că erau 180 lei un plin la mașină. Deci eu făceam bani pe un eveniment 400 de lei. Și îmi făceam plinul și rămâneau bani și n-aveam cu ce să cheltui banii la perioada respectivă. Nu era nimeni cu bani, îți dai seama atunci. Trecea nu mă cunoștea pe mie. Da, și uite, cam în final să ajung să fac bantă cu dobele, că tata așa le zice la boxă, dobe, că trebuie să mergi să... Dar voi ați vândut apartament ca să vă puneți pe picioare după cu tot ce v-ați dorit. Ne-am căsătorit în iulie 2016, iar în decembrie tot 2016, discutând cu Rare și stând la masă noi doi, ne-am dat seama că trebuie să facem ceva. Și inițiativa a fost alirare și mai mult. Care era de fapt esențială. Trebuia să ne dăm noi nouă valoare ca să creăm noi interes, de exemplu, televiziunilor, oamenilor, ca să ne invite la ei. Că știi cum ești la început, tot timpul vrei, încerci să ajungi într-un loc, ești refuzat și tu te superi. De fapt, nu ești conștient că de fapt trebuie să muncești mai mult ca să atragi mai mult interes asupra ta. Și atunci am zis că luăm decizia asta să băgăm all-in în Georgiana și... Am făcut patru albume. Un album de Pricesne, unul de Colinde, unul de muzică populară și altul de muzică de petrecere. Rare și-a deschis o casă de producție. Toate albumele au fost realizate în casa lui de producție, casa noastră. Ce de producție. Ce, mă, deci omul, iau-te, stomatologul. Trebuia să ne facem videoclipuri, să stau la coadă, ploua, nu puteam face videoclipuri. A comandat aparatură. Nu înțeles. Nu le-am zis. Stai că nu le-am zis, numai după 2 luni. Zi cum a fost. Șoc. Ai zis, tata, era apartamentul tău? Nu, vedeau... Vezi numai imagini fără sunet, știi? Ce genul, nou comment. De acum, te-ai zis la părinte? Apartamentul ăla noi l-am cumpărat din banii de la nuntă. Din banii de la nuntă, un aport a fost și de la ei, un aport de la bunica mea, care ne-am bunica mea mașinile, acum a aflat de doi. Apartament, că l-am văzut săraca, nu știu. Deci, n-am vrut să-i zice să facă vreun protejată prin minciună. Și îți dai seama, era ceva ciudat, dai un bun fizic, un imobil, deci, ceva, să cheltui banii pe drumuri, pe emisiuni, pe videoclipuri, pe muzică, pe chestii genul ăsta, înțelegi, pentru niște bugetari. Așa, părintele cu mama ta, cu bunica, păi, toți cum... Păi stai să zic, ei ne-au tot văzut la televizor, că noi deja tot apăream pe la posturi din astea de muzică populară, da. Și apăream foarte des, eram difuzată tot de 4-5 ori pe zi, că plăteam să mă difuzeze, știi? Și ei erau mirați că ce se întâmplă, atâtea melodii noi, videoclipuri noi, aparatură nouă, Rare și-o comandat de 400 de milioane, cameră, video și tot felul de chestii ca să mă filmeze, să-mi facă tot el videoclipurile. El mi-a făcut absolut tot până anul trecut, de
tot s-a legat și părinții noștri erau cumva mirați că ce se întâmplă dacă noi nu le-am zis nimic și după două luni cumva nu, n-am mai avut ce să face că își dădeau și ei tot felul de interpretau, știi, că nu știu ce facem, de unde câștigăm noi bani să putem și? Să ne întreținem. Și le-am zis. Ce? Și au rămas șocați. Mamă, păi am vândut apartamentul de la ce Cluj. Apartament într-o zonă foarte bună, era lângă un mall și lângă mai multe universități și facultăți și na. Au rămas șocați, săracii, s-au supărat un pic pe noi, n-au mai vorbit vreo lună cu noi. N-au mai vorbit părinții o lună cu noi. Chiar nu mai vorbit. Foșoc, oameni bugetari, vin nu acasă, ne credeau pe servici. Cuvânt. Eram... Nici nu riscat, nici nu a avut, dar nici nu riscat, știi? Eu aveam 21 de ani. 21 de ani și părinții ce au zis? Bă, rămân copiii fără casă. Da. M-ați dat seama că no, doza mea, că acum treceam prin oraș și vedeam un băiat, probabil cu senii de începutul la 18 ani, cum arată, cum toți zic, oare chiar așa m-a arătat și noi. Și noi când ne credeam de șmecher pe vremea că noi suntem stăpânii lumii, noi știm. Efectiv, că noi putem. Impresia asta am avut-o, eu am impresia că tot așa am gândit și la 18 ani, că noi nu mai îmi dau seama, știi? Dar era fain că noi eram foarte încrezători. Țineam eu teorii la tata de 10 de mii de euro, de vândut, de făcut, el săracul, copile, o să dai seama. Era foarte greu de crezut, știi? Da, știi care e toată povestea? Faptul că există energia și dorința asta te ajută să mergi mai la departe. La mine m-a stofocat, de fapt, n-am riscat nimica. Eu tot ce am făcut, am făcut cu suflet și am făcut direct, țintit oarecum, știi? Pozașul e aici, iartă-ne. Avem și... Nu, pozașul e... Se joacă, are acolo. Bravo! Avem trei copii în platou, oameni buni. Pozașule, cum e? Costin Dragomir, oameni buni pe Instagram. Mulțumim, în Costin. Weekend poate să fie și bonă. Uitați-vă! Perfect. E, cum e, Costin? Mami, vă place cu Costin. Îl luăm acasă. Dar să știi că se și vede că te depășește situația, dar tu insistă. Poate că lucrezi. Costin, cum e? E bine, a? Nu știe. Perfect, am găsit acolo jucării. Dar să știi că nu trebuie să apăsați acum, că se aude pe microfon, Costin. Încercați altceva. Ia. Clopoțelul. Okay, perfect, bine. Bun. Iar uite că până la urmă ați reușit. Costin, se aude. Săracul Costin. Săracul Costin. Edi, poți să nu faci gălăgie, te rog. Poți? Mersi. Așa, mulțumim. Bravo. Așa. Da, da, uite, și mai... Se aude la microfon. Așa e viața cu copii, n-avem ce bun, face. Perfect. Oameni buni, acum aflați mai multe despre Georgiana Lobonț și despre Rareș. Bă, e foarte faină povestea. Și în același timp, exact cum spui tu, la 18 ani aveai impresia că le știi pe toate. Erai Elon Musk al României. Efectiv, acum am văzut un băiat în Dej, în oraș, și nu mi-a venit să crezi și zic, oare chiar pe bune, așa am fost și noi. Și asta, acum văd, dar dacă nu o să fie Edi de 20 de ani și o să fiu mai adult, o să vină să spun, tată, dă-mă 100.000 de euro să cumpăr Bitcoin, să nu știu, să zic, ești nebun, că pe mine deja mă depășește treaba asta, înțelegi, cu monede virtuale și cu tot, nu știu. După ce ne-a zis că noi am văzut apartamentul și am băgat toți banii toți în treaba asta cu muzica, ei nu mai, deci au rămas fără cuvinte, nu mai știu cum să reacționeze, clar că nu mai vorbi cu noi, s-a supărat. Și în același timp, ei chiar nu i-au credeau pe cuvânt, au crezut că am luat o raznă. Cum noi să credem că putem să câștigăm mai mulți bani? Că le ziceau, nu o să vă văd eu când vă cumpărați înapoi apartamentul ăla. Și Rare le zicea, păi nu, că nu o să ne mai cumpărăm unul, că o să ne cumpărăm 3 sau 4 sau 5. Și ce așa sunt nebuni, ce-o pățit, ce se întâmplă cu ei? Acum îți dai seama, înțeleg situația de mentalitate. Da, și dar tu ai terminat facultatea, ai terminat dreptul? Sincer, nu l-am terminat, nu vreau să mint, am făcut anul 4. Costin, ți-au furat, și urmează, ar trebui să dau licența, dar cu ăștia doi pitici. Edi, te cheamă Simina. Cu cei doi pitici lângă noi nu mai am timp să... Deci mi se pare prea tare, Costin, a scăpat de sub control. E ok, Costin? E bine. Deci opa. Acum mi-o dat curs Costin, și gata. O să fie un tată bun, asta contează. A, da, o să fie un tată bun, Costin. Bun. Bă, mai erau lucruri de spus, dar... E un pic agitat, da, aici în platou. Important este să că suntem sănătoși și să trecem cu bine peste toate, să fim optimiști că... Da. Asta e tot ce contează. Rareș, să aveți succes! Ciucă, avem un copil pe aici, prin decor! Stai că dau drumul la Lei! Stai liniștit, că ce? E ok! Da. Iri, vine Ciucă, Leu, avem un copil, poate să... Vine Leu, hai la Ciucă în brațe, Iri! Deci, da, dragi telespectatori, să știți că viața reală așa arată, de fapt. Da, da, așa. Asta e viața noastră reală. Am lansat o melodie nouă, Măruță. Ciucă, ai dat drumul la vrei, Leu? Dacă vrei să mai continuăm emisiunea... Ciucă, ai dat drumul la Leu? Nu, că e curent, ai grijă. Ia, așa, bravo.
Bravo, mamă. Uite, a greșit omul, trebuie să se ocupe Ciucă de copii, că vezi. Nu știu ce să zic, a dat drumul la lei, Ciucă, ai grijă. Ia, mai am. Acum mai mulți lei. Ciucă, nu să... Bă, abia... Mami, vine leu, repede aici. Băi, nene, abia aștept, abia aștept să-l văd și pe Ciucă tată și pe Poza și pe Costin tată, abia aștept. Uite, girofar, ce cântăm? Cântăm o melodie nouă, Iubire, iubire. Data trecută am fost la tine cu o melodie tot nouă, era pe vremea aceea, numele tău, și am fost pe locul 1 cu ea. Mă, bine, tu purtăm noroc întotdeauna. Vă mulțumesc din suflet! Bravo! Bun, deci ideea, oameni buni, e Georgiana Lombons, ne cântă piesa care se numește... Iubire, iubire. Aparatul data nou, trecută meu. A fost la noi pe locul 1 în treni. Păi copii, pozașe la aparatul tău, ai credit pe el! Edi, mami, te rog din suflet, lasă aparatul! Lasă aparatul, te rog! S-au șters pozele? Costin, eu zic să nu lași, că... Ok, oameni buni! Rareș, haideți să ne revenim, să trecem la muzică. Îl avem pe Rareș, care este relaxat. Vreau să uit ceva de la nebunia asta cu copii. Sâmbătă o să cântăm la Bruxelles. Îi invit pe toți cei care ne urmăresc din Belgia să vină acolo. Pe urmă, săptămâna următoare o să fim în Spania, la Zaragoza și la Lerida. Și pe urmă, peste 3 săptămâni, vom fi în Austria, la... Done, la Graz. La Done, la Graz. Acum mi-am anunțat ce se mai întâmplă în lumea asta. Dacă o să fie bine, o să fim acolo. Doamne, dacă aștept nu... să fie bine, că nu știm ce se întâmplă, că e totul imprevizibil de la zi la zi. Dar oricum lumea poate să te urmărească pe Facebook Georgiana Lobont și află acolo toate detaliile. Rareș, impecabil costumul, să știi. Bă, și am urmărit, țiplă, mă. Țiplă, deci n-ai deschis nasturele. Ai stat exact ca la carte. Da. Ideea e cum, mă duc la prietenul meu la Tori, iară rochea la soție. Așa iau face. Busa și plec, efectiv. Eu nu am... Bă, e impecabil. Cât ai stat la discurs, tot cu nasturele prins. Acum, eu știu cum fac. Sunt un elev bun, ascult ce mi se spune, știi? Bravo. Și bravo. Nu dau greș. Perfect. Oh! Aici, Edi, hai aici. Nu vrei să te ocupi curare și un pic de copii? Nu, că erau pe... Nu, te stui pe masa aia! Nu, că se balansează. Rareș, în sfârșit, tăticul a ajuns la copii. Măruță, oricum mulțumim. Melodiile noastre urcă toate în trending datorită vouă. Vă mulțumim din suflet, sunteți cei mai tari. Cei datorită mai tari. Vouă că sunteți talentați, asta contează. Mulțumim mult de tot. Și Rareș, mă bucur mult că ai venit cu copii. Și e păcat să rămâneți doar la doi. E păcat, adică Doam. Puteți încerca. Uite, ți-a scăpat, vezi că a fugit. Hai, unul. Lasă-l aici, mami. E tot altul și a fugit. Vă pupăm, okay. Dragilor, ascultați Iubire, iubire!